Să-mi explice cineva cum se poate. Dacă mergi cu o viteză apropiată de cea a luminii, timpul se dilată, iar obiectele se contractă. Urcă-te într-o rachetă și vei rămâne tânăr mult timp. E vremea să reîncepem lecțiile de fizică. Dragi prieteni, de azi reîncep lecțiile de fizică după cartea Fizica Povestită. Pentru că a trecut ceva timp de la prima lecție, voi face o recapitulare. Care este esența teoriei relativității restrânse a lui Einstein? De ce se dilată timpul? De ce se contractă obiectele în mișcare? Esența principiului relativității o cunoaștem de la Galileo Galilei. Legile mecanice newtoniene sunt aceleași în toate sistemele de referință inerțiale, cele care se deplasează cu o viteză constantă. Să zicem că te afli într-un compartiment de tren când acesta stă pe loc. Arunci o minge în sus și ea cade la loc în mână. Nimic special. Curios este că același lucru se întâmplă chiar și atunci când trenul este în mișcare cu viteză constantă. Mingea aruncată în sus cade tot în mână, chiar dacă trenul s-a mișcat câteva zeci de metri între timp. Cele două situații, tren în mișcare cu viteză constantă sau în repaus, sunt echivalente când vorbim despre ceea ce se întâmplă în interiorul compartimentului. Principiul acesta al relativității în varianta fotbaliștilor sună așa. Dacă vrei ca mingea să ajungă mai repede la tine, aleargă și tu către ea. De ce? Pentru că adăugăm la viteza mingii viteza ta de mișcare, a sistemului tău de referință, și viteza relativă crește. Einstein vine și generalizează principiul lui Galileo. Nu numai fenomenele mecanice sunt aceleași într-un compartiment în repaus sau în mișcare, ci toate legile naturii. De aici iese toată teoria relativității restrânse. Cum? Privind legile electromagnetismului. Astfel, Maxwell ne spune că, în vid, undele electromagnetice se deplasează cu o viteză anume, egală cu aproape 300.000 de km pe secundă. Ea este dată de legile fundamentale ale electromagnetismului, iar valoarea ei nu depinde decât de niște constante ale vidului. De aceea, această viteză are mereu aceeași valoare în vid, conform principiului relativității. Dacă avem atunci o undă electromagnetică ce trece pe lângă noi, noi trebuie să-i măsurăm aceeași valoare în orice sistem de referință inerțial, deci indiferent cum ne mișcăm noi față de ea, adică 300.000 de km pe secundă. Cum și lumina este o undă electromagnetică, spunem că viteza luminii este aceeași în orice sistem de referință inerțial. Uite, aici este o rază de lumină într-un compartiment de tren. Față de observatorul din trenul în mișcare, ea se va deplasa cu viteza luminii, ca așa zice principiul relativității. Dar și față de cineva de pe peron, se va deplasa tot cu aceeași viteză, indiferent cât de repede merge trenul. Dar stați puțin, asta înseamnă că anulăm legea fotbalistului. Dacă mingea este o rază de lumină, fotbalistul degeaba se îndreaptă către ea, căci, față de el, lumina se va apropia tot cu aceeași viteză de 300.000 de km pe secundă. În sfârșit, fotbaliștii se pot odihni pe teren. Aici este consecința paradoxală. Pentru că lumina are aceeași viteză în orice sistem de referință inerțial, ne spun Einstein și Maxwell, înseamnă că, indiferent cum ne mișcăm noi față de raza de lumină, lumina va părea că se deplasează față de noi cu aceeași viteză de 300.000 de km pe secundă. De aici încep paradoxurile. Lumea nu va mai fi ca înainte. De ce se dilată timpul? De ce ceasul tău din buzunar bate mai încet dacă mergi cu o viteză apropiată de cea a luminii? De ce atunci îmbătrânești mai încet? Uite aici un exemplu de ceas. Ce are o rază de lumină care se deplasează între două oglinzi. Ceasul ticăie de fiecare dată când raza de lumină, care circulă vertical în ceas, lovește oglinda de sus sau cea de jos. Când ceasul stă pe loc, el ticăie la intervale mici de timp, pentru că raza de lumină ajunge repede de la o oglindă la cealaltă. Alta este însă situația când ceasul se mișcă. Observați cum raza de lumină se deplasează în direcție înclinată acum. Viteza ei rămâne însă aceeași, pentru că așa ne spune principiul relativității. Pe desen, ea este notată cu C. Atunci însă, componenta verticală a vitezei este mai mică. Asta înseamnă că durează mai mult ca raza de lumină să ajungă de la o oglindă la alta. Adică ceasul bate mai încet. Spunem că timpul s-a dilatat. Vedem cum, atunci când viteza ceasului, notată cu V, se apropie de cea a luminii, înclinarea trebuie să fie aproape orizontală.
pentru că viteza totală, componenta diagonală, rămâne aceeași. Adică ce? Componenta verticală a vitezei razei de lumină se apropie de zero, iar ceasul abia ticăie. Spunem că timpul aproape că stă pe loc. Uitați aici o animație care arată ce se întâmplă. Vedeți cum viteza totală a razei, vectorul diagonal, rămâne aceeași, dar componenta verticală este mai mică. Din cauza asta, ceasul din dreapta bate mai încet. Deci, de ce se dilată timpul? Pentru că viteza luminii este aceeași în orice sistem de referință inerțial, așa cum este cazul cutiei ceasului, aflată în repaus sau în mișcare. De fapt, în acest caz, putem efectua un calcul în triunghiul dreptunghic al componentelor vitezei și obține coeficientul gamma, cel care ne spune cât este dilatarea timpului. Deci că gamma este egal cu 1 de împărțit la radical din 1 minus v pătrat pe c pătrat. Iată o formulă extrem de celebră, obținută într-un mod atât de simplu. Observați cum ceea ce este subradical trebuie să fie pozitiv. Și asta înseamnă că v trebuie să fie mai mic decât c. Adică niciun obiect nu poate depăși viteza luminii. Vrei să ai o burtă mai mică temporar? Mergi cu viteza apropiată de cea a luminii. Corpul tău va fi contractat în direcția de mișcare. E drept, tu nu îți vei da seama, din cauza principiului relativității. În sistemul tău de referință e ca și cum ai sta pe loc, deci vei avea aceleași dimensiuni. Putem înțelege asta din acest experiment al miuonilor. Aceștia sunt niște particule elementare, rude cu electronii, ce se formează la marginea atmosferei în urma impactului razelor cosmice cu atmosfera. Miuonii au timp de viață foarte scurt, de aproape 2 microsecunde, după care se dezintegrează și ei. În aceste 2 microsecunde, miuonii ar circula la o viteză foarte apropiată de cea a luminii, cam 600 de metri. Surprinzător însă, noi măsurăm miuonii aici, pe suprafața Pământului, la 10 de kilometri sub marginea de sus a atmosferei, acolo unde ei se formează. Uite de exemplu aceste urme de particule cosmice, măsurate de mine, acasă, cu o cameră cu ceață improvizată, folosind gheață carbonică, alcool și un fier de încălcat. Cel mai probabil acestea sunt urme de miuoni, care se măsoară cel mai ușor cu astfel de sisteme improvizate. Asta este schema, după care puteți construi și voi acasă o cameră cu ceață și verifica astfel, indirect, cu ochii voștri, teoria relativității a lui Einstein. Cum au ajuns miuonii la mine în cameră, la 10 de kilometri de locul de plecare, când ei ar fi trebuit să facă doar 600 de metri și să se dezintegreze? Răspunsul este dilatarea timpului. Circulând cu viteze apropiate de cea a luminii, ceasul lor intern este întârziat. Deci ceea ce înseamnă 2 microsecunde pentru ei este mult mai mult în realitate pentru noi. Eu acum timp să străbată toată atmosfera. Interesant este că putem inversa punctul de vedere, ca în acest desen, din punctul de vedere al miuonului. El nu simte dilatarea timpului și simte că trece 2 microsecunde. De ce trece atunci prin atmosfera prea lungă pentru el? Cum înțelege el asta? Nu este decât o singură explicație posibilă. Pentru el, tot ceea ce este în mișcare față de el, așa cum este Pământul, trebuie să fie contractat în direcția de mișcare. Atunci și atmosfera îi se pare contractată și spune: da, domnule, trăiesc doar 2 microsecunde, dar atmosfera asta a ajuns așa de subțire că am timp să o străbat și să ajung la Cristi în cameră. Ceea ce se întâmplă miuonului ni se întâmplă și nouă. Și noi, dacă ne uităm la lucruri care se deplasează, le vom vedea contractate în direcția de mișcare. Numim asta contracția lungimilor. E drept că, în realitate, datorită fenomenelor complexe ale relativității, un obiect tridimensional care se deplasează față de noi într-o direcție oarecare va apărea foarte deformat, așa cum se vede în această simulare. Știați că magneții stau lipiți de frigider datorită principiului relativității al lui Einstein? Uite cum stă treaba. Dacă ai o sarcină electrică ce stă pe loc, ea generează doar câmp electric, fără câmp magnetic. Știm însă că acea sarcină electrică aflată în mișcare generează și câmp magnetic. Asta înseamnă că, dacă ne uităm la sarcina electrică din alt sistem de referință inerțial, în așa fel încât ea să se miște față de noi, câmpul electric se transformă. Pe lângă el apare și câmp magnetic. În termeni tehnici,
spunem că aceste câmpuri electrice și magnetice nu sunt relativist invariante. Ele se transformă de la un sistem de referință la altul. De unde știm că viteza luminii este aceeași față de noi, indiferent cum ne mișcăm noi față de ea? Din experimentul Michelson-Morley. Aceștia au construit un interferometru și au măsurat cu el, indirect, variația vitezei luminii în două cazuri. Când lumina se deplasa în aceeași direcție cu Pământul și când ea se mișca în direcție opusă. Michelson și Morley nu au găsit nicio diferență între cele două situații, deși viteza Pământului în spațiu este de 30 de km pe secundă, adică destul de mare. Fie că raza de lumină se îndepărta de Pământ în aceeași direcție de mișcare a Pământului, fie că raza de lumină se îndepărta în direcția opusă mișcării Pământului, franșele de interferență nu se schimbau. Viteza relativă a luminii față de Pământ, față de noi, era aceeași. Fie că noi împreună cu Pământul ne îndreptam către raza de lumină, fie că noi împreună cu Pământul ne deplasam în direcția opusă mișcării razei de lumină. Teoria lui Einstein a fost așa de revoluționară că nu a fost imediat acceptată. Se spune că un grup de autori ar fi scris chiar o carte. 100 de autori împotriva lui Einstein. De ce 100? Ar fi răspuns Einstein. Unul singur ar fi fost suficient, dacă ar fi avut dreptate. Lumina e ca o undă sonoră în apă, au spus unii dintre critici. Față de apă, viteza undei este mereu aceeași. Această apă ar fi fost peste tot și ea a privit numirea de eter. Să observăm că, în cazul apei, dacă ne deplasăm către unda sonoră, viteza relativă crește. De ce nu se întâmplă asta cu lumina în cazul experimentului Michelson-Morley? Pentru că și eterul este antrenat de Pământ în mișcarea sa, au răspuns critici. În exemplul nostru, dacă antrenăm apa în mișcarea noastră, viteza undei sonore din apă față de noi rămâne aceeași, pentru că și apa și noi ne deplasăm cu aceeași viteză. Dar este așa, Pământul nu ar putea antrena eterul decât în apropierea sa. Hai să vedem mai întâi ce se întâmplă când nu este eter. În lipsa eterului, atunci când ne uităm la stele, trebuie să înclinăm puțin telescopul în direcția de mișcare a Pământului, pentru ca lumina să cadă drept prin tubul telescopic. Cum Pământul are o mișcare circulară în jurul Soarelui, înclinarea aceasta față de stea este diferită pe parcursul anului. Din punctul nostru de vedere, stelele au o mișcare circulară, anuală, pe cer, fenomen ce poartă numele de aberație stelară. Aici este o animație care ne arată ce se întâmplă când eterul este prezent. În partea din stânga este situația fără eter, telescopul trebuie înclinat. În partea din dreapta este situația cu eter. Acum, telescopul nu mai trebuie înclinat, pentru că lumina este purtată de eter în mișcarea sa. Așa cum este purtată o bilă ce cade într-un vas plin cu apă aflată în mișcare. Deoarece telescopul nu mai este înclinat, ci vertical, orientat direct către stea, nu ar trebui să vedem fenomenul de aberație stelară. Dar noi îl vedem în practică, deci ipoteza eterului antrenat pică. O altă contestatare a lui Einstein a venit din partea fizicianului Walter Ritz, care a spus așa: viteza luminii depinde de viteza sursei care o emite. În teoria lui, lumina ar fi o bilă clasică. Dacă o aruncăm înainte, în timp ce alergăm, viteza ei va fi mai mare, pentru că se adună viteza noastră. Când o aruncăm înapoi, în timp ce alergăm, viteza ei va fi mai mică, pentru că scădem viteza noastră. În ambele cazuri însă, față de noi, bila va avea aceeași viteză. Asta ar explica rezultatul nul al experimentului Michelson-Morley. Dar e așa, depinde viteza luminii de viteza sursei. Răspunsul este negativ. Vedem în poza asta de ce. Aici avem o stea care se mișcă pe orbită circulară. Dacă viteza luminii depinde de viteza stelei, atunci lumina care pleacă de jos ajunge mai repede la noi decât cea de sus, pentru că la cea de jos, steaua se mișcă în aceeași direcție cu lumina. Atunci însă, ar putea exista un moment când vedem instantaneu, în același moment, două imagini ale stelei. O imagine care a plecat de sus și merge încet către noi și o altă imagine care, după un timp, ajunge steaua în poziția de jos, pleacă de acolo, dar ajunge mai repede la noi. Astfel de imagini binare ale stelelor nu au fost observate. În final, au mai fost contestatari care au zis că ei pot explica tot pe baza ecuațiilor electricității și magnetismului. Priviți atomul, au spus ei. Vedeți cum atunci când este în mișcare, nucleul său, plin de sarcină electrică,
va genera un câmp magnetic adițional, pentru că orice sarcină electrică în mișcare generează câmp magnetic. Acest câmp magnetic va fi simțit de electron ca o forță magnetică adițională, ce îl va încetini în mișcarea sa orbitală. E normal atunci ca ceasul atomului să încetinească, pentru că arătătorul acestui ceas, electronul în mișcarea sa orbitală, se învârte mai încet în jurul nucleului. Și, acest fel, s-ar putea demonstra și că atomul se contractă. Bine, pentru asta mai este nevoie de un efect, modificarea masei electronului. Dar chiar și fără acest efect, relativist, nu este nimic special, a argumentat Einstein. Păi teoria relativității chiar asta spune, că toate legile naturii sunt la fel în orice sistem de referință inerțial, inclusiv legile electromagnetismului ale lui Maxwell. Adică trebuia să ne iasă și prin calcule, clasic, că ceasul atomic încetinește când atomul se mișcă cu o viteză apropiată de cea a luminii. Altfel, am fi greșit la calcule. De fapt, această explicație clasică ne ajută să vizualizăm mai ușor fenomenul, dar ea nu contrazice principiul lui Einstein. De fapt, chiar îl întărește. Care este baza teoriei relativității restrânse a lui Einstein? Principiul relativității. Înțelegând faptul că ecuațiile lui Maxwell satisfac acest principiu, vom ajunge la concluzia că viteza luminii este aceeași indiferent cum ne deplasăm noi față de ea, pentru că este o constantă a ecuațiilor lui Maxwell. Asta conduce însă la reajustarea modului în care înțelegem lumea, așa cum este dilatarea timpului, contracția sau faptul că toate câmpurile electrice și magnetice nu sunt relativist invariante, iar arată diferit din alte sisteme de referință inerțiale. Mai trebuie adăugat că Einstein nu a dedus constanța vitezei luminii, ci a introdus-o la început, alături de principiul relativității. Asta vine dintr-o subtilitate, pentru că în felul acesta generalizarea este maximă. Noi am făcut apel la ecuațiile lui Maxwell. Mă tem că pe parcursul acestor lecții voi mai face apel la astfel de simplificări, pentru că explicația să fie mai scurtă. Ceea ce urmează vor fi noțiuni din ce în ce mai avansate și e imposibil să le parcurg precum se face la facultatea de fizică. Mă bucur dacă rețineți măcar câteva idei principale. Data viitoare vom vorbi despre astfel de consecință, așa numitul paradox al gemenilor. Aici, când geamănul meu se îndepărtează de mine cu o viteză apropiată de cea a luminii, el rămâne tânăr, iar eu îmbătrânesc. Pe de altă parte, din punctul lui de vedere, eu mă îndepărtez de el cu o viteză apropiată de cea a luminii. Atunci eu rămân tânăr, iar el îmbătrânește. Cum rezolvăm paradoxul? Vom vedea în episodul următor. Până atunci, vă mulțumesc pentru contribuțiile voastre despre Patreon, dedicate special lecției de fizică. Ele sunt recompensate cu apariția numelui în această listă. În plus, așa cum scrie aici, membrii Schrödinger și Einstein primesc și răspunsuri direct de la mine, personalizate, la întrebările pe care le au. În final, dacă nu v-ați abonat încă la canal, o puteți face chiar acum, apăsând pe acest buton de abonare. Linkul la cartea fizică povestită îl găsiți în descriere. Aici este linkul și către celelalte lecții. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere!